Și bine v-am găsit cu altă rețetă. Astăzi am făcut o supă de găluște. Mai important, am vrut să vă arăt cum să fac găluștele moi, pufoase și delicioase. Uitați-vă până la sfârșit. Eu vă doresc poftă bună, să încercați și voi și nu uitați să dați și un like și puteți să lăsați și un comentariu. O să facem o supă de găinuță. Și avem nevoie de morcov, pastrănac, o ceapă, pătrunjel, sare, piper, ouă și gris. Grisul este pe drum. Între timp am pus o oală cu apă la fiert în care o să adăugăm carnea și apoi o să luăm spumica de pe ea. După cum vedeți, am schimbat apa, lăsa să fiarbă două clocote. O să adăugăm și legumele. Adăugăm și ceapa, că eu o pun întreagă, apoi o scot. Puteți să o tăiați mărunt sau să o lăsați cui vă place. Da? Adăugăm și morcovei și lăsați să mai fierbă încă o jumătate de oră. Adăugăm și o lingură de sare. Pregătim ouăle. O să adaug sare. Trei ouă. Facem bine ouăle cu sare. Eu nu am să adaug nici ulei, nici praf de copt. Sunt persoane care adaugă praf de copt sau ulei. Ies mai pufoase, eu nu adaug decât ouăle. Important ca și compoziția la gri să nu fie nici foarte tare, nici foarte moale. Adaug prima oară 3 linguri de gris. Asta vi le arăt pas cu pas, exact așa cum le fac eu. Eu am un secret la ele, posibil multe doamne îl are, dar acum o să vă zic când le introduc în oală. Da, mai adaugăm încă 3 linguri. Treptat, mai adăugăm câte puțin și amestecăm. Mai adăugăm încă puțin și amestecăm. Trebuie să fie o compoziție nici foarte tare, nici foarte moale. Deci ceva de gen. O să lăsăm acum 5 minute, 2, 3, 5 minute puțin la dospit. Deci cam așa trebuie să arate compoziția mea. Acum o las câteva minute. Și o să se întărească un pic mai tare. Am lăsat puțin la dospit ciorba clocote. Am să adaug puțin apă. Foarte puțină ca să nu mai clocotească. Iar acum încet, încet o să facem găluștele. Vedeți? Frumos.
câte una. După cum vedeți, ați văzut, aluatul era mai moale, l-am lăsat puțin să dospească vreo câteva minute, iar apoi supa, am adăugat un pahar de apă rece, da? Uitați, un pahar de apă rece. Iar acum le las câteva minuțele. Secunde mai bine spus. Le dau puțin cu lingura, uite așa frumos, și pe partea cealaltă. Da? Deci vreau să vă arăt cam cât arată o gălușcă, da? Cam așa arată. Iar acum eu am să stropesc cu un pahar de apă rece. Să pun un capac și am să las 10-15 minute la foc mic. Începe să clocote, eu mai adaug puțină apă și acopăr din nou cu capacul. Gata și supa, vedeți? La focul foarte încet. Adăugăm și o mână de pătrunjel verde. Da? Iar acum o să scoatem, să probăm și o gălușcă. Am oprit-o frumos. Da? Vreau să vedeți. O să și probăm o gălușcă. Deci asta este ideea la foc mic. Eu mereu pun apă rece peste. Da? Uitați. Scoatem o gălușcă frumos. Așa. Deci cam așa arată supa noastră. Cam așa arată și deci gălusca, uitați-vă. A fost un sfert din lingură. Și să probăm și o gălusca. Deci, uitați. Foarte moi, foarte pufoase, simplă, cu gălbenuși și sare. Cu ou și sare, bătut bine. Cam asta este secretul meu, eu așa le fac și niciodată nu-mi dă greș. Vă doresc poftă bună, încercați și voi și nu uitați să dați un like.